Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Mircea Goian, la o nouă ediție în Lumina Adevărului. Astăzi vom discuta pentru sănătatea noastră, a dumneavoastră, a noastră, cu un subiect prezent, ca să spun așa, în viața noastră de acum. Și pentru asta, bineînțeles, am ca invitat în studio Info HD pe doamna doctor Cecilia Birou, purtător de cuvânt DSP Hunedoara. Bine ați revenit, doamna doctor! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și salut toți telespectatorii dumneavoastră. Din câte știm, noi aveți campanii lunar, câteva campanii tematice, ca să spunem așa, unele zile la nivel mondial, altele la nivel național și, bineînțeles, unele acțiuni care vizează boli de sezon sau, mă rog, alte întâmplări legate de organismul nostru, nu? Da, întotdeauna și munca de prevenție este un lucru important și face parte din activitatea zilnică a Direcției de Sănătate Publică. Da, asta e soluția, ca să zicem așa, nu? Da, foarte multă lume spune că oare de ce să investim în prevenție? Pentru că investim în prevenție înseamnă că o să avem o populație sănătoasă și atunci clar nu o să mai avem cheltuieli pentru tratamentul unor boli care pot să fie preventibile și pot să fie boli care să nu mai existe în marea masă a populației. Bun, lupta e serioasă, în sensul că oamenii spun, nu mă duc la să mă controlez, că sigur mă îngăsește cu ceva. Da, întotdeauna, dacă așa este vorba din popor, sau dacă mă duc la medic doar dacă mă doare. Din păcate, în momentul în care ceva te doare, înseamnă că organismul reacționează și de cele mai multe ori putem să apară un diagnostic în faze tardive ale bolii, iar tratamentul este clar mult mai greu, implică o echipă medicală și de asemenea reinserția socială este mai tardivă. Da, Ziua Mondială a Sănătății Orale în luna martie, probabil că e alesă cu un scop, cel puțin până la jumătatea lunii avem gesturi, să zic eu, mai sensibile față de apropiații noștri, apropiatele noastre, nu? Dar acum cu apropiații putem spune că nu mai contează sexul. Da, da, doar genul. Genul, exact, da. Da, deci până la urmă în secolul 21 vedeți că unul din tiparele frumuseții al secolului 21 este zâmbetul. Bine, Mona Lisa și ea zâmbește, da, care e de secole, dar un zâmbet frumos înseamnă să ai și dinți sănătoși. Și nu doar pentru zâmbet este importantă sănătatea orală, ci pentru sănătatea întregului organism, deoarece digestia începe din cavitatea orală. În momentul în care nu avem o digestie corespunzătoare, este clar că în organism nu o să ajungă substanțele nutritive necesare în fiecare etapă a vieții și deci putem spune că o să avem copii, adolescenți și adulți care o să aibă probleme de sănătate, atât la nivelul tubului digestiv, cât și la nivelul celorlalte organe și sisteme, datorită lipsei sau surplusului unor substanțe care ajung în organism. Bun, acum, ca să fac o glumă, întorcându-ne spre Mona Lisa, nu e bine să ai niciun zâmbet prea frumos, pentru că vin activiștii de mediu și ori te stropesc cu un sau.
Da, dar până la urmă trebuie și în cazul sănătății orale să nu ajungem la medicul stomatolog în momentul în care ne doare, pentru că în momentul în care ne doare înseamnă că deja caria dentară este apărută și deci sănătatea dintelui afectat este clar compromisă. Iar tratamentul, da, putem spune că în secolul 21 poate să nu mai fie un tratament dureros, pentru că există posibilitatea de a face un tratament stomatologic nu neapărat plăcut, dar nedureros. Oricum, vremurile în care ți se făceau injecții în gingie sau știu ca să se facă să te pregătească pentru intervenție, au cam trecut. Acum să vă observ și preuri, adică lucrurile sunt mult mai evoluate. Lucrurile au evoluat și oricum înțelegând și partea de prevenție, putem spune că putem să nu mai avem dureri la nivelul cavității orale, dar acest lucru trebuie înțeles din primele zile ale vieții, pentru că o mamă trebuie să aibă grijă de gingiile copilului nou-născut și apoi, clar, în cazul apariției primelor dinți, putem spune că o grijă a primilor dinți începe de la apariția lor, dar nu periaș cu o pastă de dinți și periuță de dinți, dar există posibilități de îngrijire locală pentru copii care sunt în perioada până la un an. Iar în momentul în care copilul poate să țină în mână periuța de dinți, este bine ca părinții să îl învețe și să îi spună acea regulă de doi. Regula de doi înseamnă să avem grijă de dinți, să-i spălăm cu periuța de dinți și cu o pastă adecvată vârstei de două ori pe zi, de cel puțin două ori pe zi, ar fi extraordinar să se reușească să după fiecare masă, să mergem la un control la medicul de două ori pe an și să nu uităm că periajul trebuie să fie de minim două minute. Deci, doi este cifra de aur în cazul sănătății orare. Dacă vom învăța copiii regula aceasta de doi, sigur nu vor mai avea probleme de sănătate dentară și vor avea și un zâmbet minunat. Cum avem 20 de secunde pentru spălatul pe mâini, nu? Da, 20 de secunde, minim. Dacă... Da. Pentru că îmi plac cifrele din comunicatul pe care ne-a transmis, am găsit lucruri foarte interesante, dar și grave în același timp, aproximativ, conform Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 3,5 miliarde de oameni suferă de afecțiuni bucale. 3,5, asta înseamnă jumătate din populația globului, nu? Da, deci sigur există, sigur au existat dintotdeauna probleme. Știți foarte bine că în vechile perioade în dezvoltarea omenirii, din păcate se murea datorită unei simple carii dentare, pentru că neexistând posibilitatea de tratament, acest lucru ducea la apariția de infecții, iar infecțiile puteau să ducă la septicemie și deces. Și da, primii medici stomatologi au fost bărbierii care învățaseră cum să extragă acei dinți care... Bine, de obicei interveneau când... Interveneau erau... în momentul, da, în care durerile erau insuportabile. Corect.
Da, sunt cauze tot transmise de cauzele, pentru lucrul ăsta? Da? Cauzele sunt multiple și putem începe de la o alimentație care este bogată în glucide rafinate. Da, tot ce e dulce, da, e bun la gust, dar din păcate duce la probleme de sănătate. În general, tot ce ne face bine are ca efect da, parte negativă, da, asta, în toate domeniile. Da, deci și atunci clar alimentele care sunt bogate în glucide rafinate trebuie să fie consumate în cantități foarte mici, pentru că până la urmă nu putem să le interzicem, dar putem să le consumăm în cantități foarte mici și să utilizăm după ce am mâncat astfel de alimente, periuța și pasta de dinți. De asemenea, alimentele bogate în fibre sunt foarte bune și pentru sănătatea cavității orale, dar acel măr, da? Pentru că se spune că mărul, un măr pe zi poate să țină doctorul departe. De ce? Pentru că mușcând dintr-un măr, până la urmă putem spune că facem și o îndepărtare mecanică a substanțelor care pot să ajungă la nivelul dinților. De asemenea, o alimentație bogată în calciu este foarte important pentru creșterea și dezvoltarea unei dentiții definitive corespunzătoare și să nu uităm și florul, pentru că florul este un element important din smalțul dinților. Smalțul dinților este acel strat subțire care apără dentina, care este partea de interior a dinților, iar ceea ce duce la duritatea smalțului este acest flor, care, da, trebuie să existe în alimentele pe care le consumăm și acest flor se găsește în special în tot ce înseamnă alimente de tip marin. Noi, din păcate, suntem un popor care nu consumăm atât de mult pește și fructe de mare și atunci, da, ne poate ajuta acea pastă de dinți care are adaos de flor, dar și aici trebuie întotdeauna un echilibru, pentru că acea doză de flor care poate să ducă la asigurarea unei durități corespunzătoare a florului este foarte aproape de doza toxică de flori. De ce spun așa? Pentru că există țări care fac fluorizarea apei, deci introducerea de flori în apă, tocmai pentru a asigura necesarul de flori pentru organismul uman, sau există alimente care sunt îmbogățite cu flori. Dar și aici este bine să întrebăm medicul de familie, astfel încât să le includem într-o cantitate corespunzătoare și să nu depășim să ajungem la un consum supra de flori, pentru că, v-am spus, echilibrul face diferența. Da, peste 530 de milioane de copii suferă de carii dentare netratate ale dinților primari, adică dinții de lapte. Da, și o să spună poate unii părinți, da, bun, ce importanță ce are, că oricum pentru se schimbă, că nu? Oricum da, se schimbă. Da, da, suferința dinților de lapte poate să ducă la o dezvoltare necorespunzătoare a dentiției definitive și atunci, da, să nu uităm acea regulă de 2, să mergem cu copiii la medicul stomatolog pentru un control preventiv de 2 ori pe an. Acest lucru este foarte important pentru a trata
acele mișcări care pot să apară și la nivelul dentiției de lapte. Suntem în secolul 21, iar medicii stomatologi pot să le prezinte copiilor diferite culori, dacă doresc, pentru acoperirea cariilor la dentiția de lapte. La fel, sigur, și știu asta de la medicii stomatologi care sunt la nivelul dispensarelor școlare, ei fac această muncă de prevenție și ne ajută extraordinar și în activitatea noastră și au întâlniri cu elevii și de multe ori au și, putem spune că au și succes. Pentru că medicii stomatologi școlari, ăsta este rolul lor, partea de prevenție și da, pot să facă și tratamente, dar nu tratamente care înseamnă acele tratamente de susținere a unor dentiții definitive corespunzătoare. Asta spun că ca să înțeleagă și părinții, pentru că pentru medicii școlari pot să facă acțiunea de urgență, un tratament profilactic și mai ales tot ce înseamnă această muncă de prevenție pentru a spune copiilor ce înseamnă o dentiție sănătoasă, ce înseamnă menținerea unei dentiții sănătoase și ce înseamnă zâmbetul frumos. Da, ceva date la nivel național, deci din România, s-au colectat date din 36 de județe și municipii București, în cadrul acțiunii fiind examinați de către medici stomatologi școlari peste 4.000 de copii și fiind intervievați prin chestionar auto-administrat părinții acestora. Rezultatele au evidențiat o proporție de 75% copii examinați care au o dentiție primară afectată de carii, pierdere de dinți sau dinți plombați din cauza cariilor și o proporție de 51% dintre copii examinați care au o dentiție permanent afectată de carii, pierdere de dinți sau dinți plombați din cauza cariilor. Așa cum spuneți. Da. Da, din păcate, clar, trebuie să înțelegem cu toții că, v-am spus, dentiția sănătoasă înseamnă digestie corespunzătoare. Digestie corespunzătoare înseamnă aport de substanțe nutritive corespunzătoare și organism sănătos. Deci, asta este importanța sănătății orale. Să nu uităm că sănătatea orală nu înseamnă doar dinți sănătos, înseamnă o cavitate orală sănătoasă și, din păcate, un obicei nesănătos, care înseamnă fumatul, poate să ducă la apariția cancerelor și la nivelul cavității orale. Deci nu excludem acest lucru și atunci, clar, din nou spunem, fumatul este un obicei nesănătos, el dă dependență și din această cauză efectele sunt asupra întregului organism și efecte grave pot să apară nu doar asupra plămânilor, ci și asupra cavității orale. Acest lucru înseamnă cancer. Și până la urmă, haideți să înfricoșăm lumea, tratamentul în cazul unei cancer al cavității orale poate să fie traumatizant. Și atunci cred că putem să punem în balanță să nu ne apucăm de fumat, să spunem nu fumatului și să fim sănătoși. Da, în principiu, din câte am auzit și eu, starea în care se află cavitatea gura, cum să-l spune, cu ce probleme ar fi acolo, influențează sănătatea organismului. Da, sănătatea întregului organism și ceea ce v-am spus este clar,
suprafața de digeste și la, tot așa, la nivelul cavității bucale, există microorganisme care fac parte din acel microbiom. Deci microbiomul este totalitatea microorganismelor care există la suprafața organismului și în cavitățile organismului. În momentul în care acest microbiom conține acele microorganisme bune, ele ce fac? Asigură dezvoltarea unui sistem imunitar corespunzător și întotdeauna reacția sistemului imunitar în momentul în care se va întâlni cu un microorganism va fi promptă, va fi corectă, iar în acest caz putem spune că poate să nu apară boala sau boala, dacă apare, va fi cu o durată mult mai scurtă, vindecarea, clar, mult mai rapidă și fără să ducă la apariția de sechele. Deci, acest lucru este de dorit și clar trebuie să încercăm să transmitem acest lucru în populației infantile, pentru că este clar, sănătatea trebuie să fie pe primul loc. Nu ne dăm seama ce înseamnă sănătate decât în momentul în care primim un diagnostic de boală, că e boală acută sau este boală cronică. Iar în momentul în care avem probleme de sănătate de tipul bolilor cronice, să știți că este afectată și sănătatea dinților. Putem să vedem în cazul persoanelor cu diabet, este clar că o irigație necorespunzătoare, adică o circulație necorespunzătoare datorită acestei boli, afectează și circulația de la nivelul gingiilor cu apariția bolilor gingivale, cu retracție gingivală, iar dinții definitivi vor deveni mult mai mobili și vor cădea. Deci edentația poate să apară și datorită unor boli cronice, nu doar datorită cariilor dentare. Da, trecem la o altă problemă care, să zic eu, afectează populația la nivel global, da? Vorbim de obezitate. Ziua Mondială a Obezității a fost lansată în anul 2015 pentru a stimula și susține soluții practice și, bineînțeles, pentru a sprijini oamenii ca să mențină o greutate sănătoasă. Asta e o mare problemă și sunt popoare, se știe, mă rog, e deja un mit, că americanii sunt deja un pericol național, am înțeles. Da, este o problemă de sănătate publică, clar, în America, dar deja Organizația Mondială a Sănătății spune că această problemă de sănătate publică nu este doar în America, ci va fi pe întreg globul. 2025 sau 2030 poate să fie anul în care Organizația Mondială a Sănătății va declara o epidemie de obezitate. Ceea ce, după mine, este clar problemă gravă, pentru că nu mai vorbim de o boală acută, ci vorbim de o boală cronică și vorbim de o boală care, din nou, poate să fie prevenită. Cum? Printr-un stil de viață sănătos. Și da, suntem în secolul vitezei și atunci am uitat să mergem. Da, asta este problema. Vrem să ne deplasăm foarte rapid și atunci nu vom mai merge dintr-un loc în altul mersul pe jos. Vorbesc, ci vom lua mașina. Cu scuza că o dată pe săptămână mă duc la sală. Da, dar dacă mergi la sală doar o dată pe săptămână și doar cu mașina și după ce ai mers la sală, din cauza că
ai depus un efort, vei merge și cu prietenii la o bere și la o gustare lângă bere, pentru că nu poate să meargă berea chiar fără nicio gustare, sigur nu vei realiza nimica. Da, stil de viață sănătos înseamnă, în primul rând, mișcare. Mișcarea pentru copii și adolescenți înseamnă cel puțin 60 de minute pe zi, dacă nu 150 de minute pe zi. Nu vorbesc de sport, care înseamnă sport de competiție, ci mișcare, deci mers alert, urci scările, deci nu iei liftul dacă stai într-un bloc în care există lift, urci și cobori scările pe jos și tot ce înseamnă activități de la dans până la urmă chiar și a face curat în casă pot să spui sau grădinărit poate să fie mișcare, dar care să fie făcută în fiecare zi, iar pentru adult minim 30 de minute pe zi. De ce? Pentru că așa se întreține atât aparatul osteoarticular cât și aparatul cardiovascular și clar se vor consuma calorii care nu se vor mai depune, dar în același timp și o alimentație corespunzătoare, pentru că trebuie să ne adaptăm alimentației activităților pe care noi le depunem. În momentul în care activitățile și majoritatea activităților se desfășoară la birou și să nu mai vorbim deja, putem spune că există foarte multe persoane care au serviciul de acasă, atunci clar și alimentația să fie adaptată atât cantitativ cât și calitativ activității fizice pe care o depunem, pentru că foarte multă lume o să spună, păi da, dar bunul mânca slană cu pită și da, cu da, ceapă și da, nu avea nicio problemă. Da, nu a avut nicio problemă de greutate, dar bunicul sigur avea grijă de animale, sigur ca să asigură... Cu sapa, cu plugul, cu toate alea. Deci activitatea fizică pe care o depunea era mult mai intensă și clar avea nevoie de mult mai multe calorii. Pe lângă acestea se respectau și anumite cutume religioase, care... Da. Miercuri și vineri, parcă post. Era da? Postul și postul Paștelui, că da, imediat să avem... Așa și postul Crăciunului sau celelalte zile de post erau ținute cu strictețe. Și să nu uităm și de odihnă, pentru că copiii și adolescenții au nevoie de 9-10 ore de somn zilnic, iar adulții minim 7 ore, 8 ore sunt recomandate de somn zilnic. De ce avem nevoie de odihnă? Pentru că în această perioadă de somn, organismul își reface uzurile. În cazul copiilor și adolescenților avem creștere și dezvoltare. Și nu doar fizică, ci și creștere și dezvoltare neuropsihică. Sunt studii care arată clar că nerespectând aceste perioade de odihnă a organismului apar probleme de sănătate și să știți că și obezitatea este legată de nerespectarea acestor perioade de somn, pentru că tot ce înseamnă acel circuit al substanțelor endocrine din organism nu mai este respectat și atunci organismul va considera că are nevoie de alimente pentru a-și suplini lipsa de somn. Da, și da, vom ajunge da, la consum de alimente peste nevoile organismului și ce se întâmplă cu orice
substanță nutritivă de care nu avem nevoie, organismul o va depune. O va depune la nivelul țesutului adipos. Problemele masive de sănătate, până la urmă, nu sunt cele care sunt de prezență fizică. Da? Ci problemele de sănătate sunt datorită depunerii de lipide la nivelul țesutului adipos din jurul organelor și sistemelor, iar la nivelul aparatului cardiovascular, depunerea de lipide la nivelul arterelor, care duce la îngustarea arterelor. Și atunci, pe lângă faptul că este o greutate mult mai mare și avem supra-solicitarea aparatului osteoarticular și muscular, vă închipuiți, dacă un organism normal de 20 de ani de sex masculin ar trebui să aibă 70 de kilograme, dacă îi punem un sac de 30 de kilograme, care înseamnă obezitate, haideți să vedem cum se va mișca cu acel sac pe el. Cu multă grație. cu foarte multă grație. Da. Deci putem numai doar să ne închipuim acest lucru și să ne dăm seama de fapt ce înseamnă supra-solicitarea. Dar în momentul în care acea grăsime este și în interiorul arterelor și avem și acea greutate, da? Ce se întâmplă? Apar probleme care înseamnă întreruperea fluxului sanguin în anumite organe și în momentul în care această întrerupere este la nivelul inimii, apare infarctul cardiac, da, miocardic. Dacă această întrerupere este la nivelul arterelor cerebrale, apare accidentul vascular cerebral, care, din păcate, da, statistic vorbind, apar la vârste din ce în ce mai tinere. Deci nu mai sunt apanajul vârstei a treia, ci apar la adultul care este în perioada de activitate. Da, la nivel global, în anul 2020 au fost date statistice, aproape 1 miliard de oameni, adică 1 din 7 persoane superioare de obezitate. S-au făcut și estimări, 1,9 miliarde de oameni este numărul din întreaga lume care vor trăi cu obezitate în 2035. 4,32 trilioane de dolari, impactul economic global estimat al excesului de greutate și al obezității în 2035. 100% creștere, obezitatea infantilă va crește cu 100% între 2020-2035, 1 din 4 oameni vor trăi cu obezitatea până în 2035. Și mai sunt aici date care chiar ar trebui să ne pună pe gânduri. Da, pentru că, v-am spus, trebuie până la urmă să ne închipuim ceea ce v-am transmis eu și atunci ne vom da seama de supra-solicitarea organismului uman. Și este un lucru prevenibil, un lucru pe care fiecare dintre noi îl putem face, da? Să ne mișcăm, să ne alimentăm corespunzător. Deci putem până la urmă pentru alimentație corespunzătoare să ne utilizăm mâna. Da? Știți foarte bine, Organizația Mondială a Sănătății spune să nu uităm de acele 5 porții de legume și fructe pe zi, care o porție înseamnă fiecare cât ține în mână, din care 5 porții, dar din care 3 să fie de legume. Deci cu zaharuri mult mai puține decât fructele. Pentru carne, din nou, putem să ne utilizăm mâna cât porția de pe zi, cât este podul palmei. Atenție, aici intră toate tipurile de carne pe care le mâncăm într-o zi. Peștele poate să fie ceva mai mult, da, carnea de pește, cât este întreaga mână. Unt pe zi este
cât este o falangă. Deci, da, este 20 de grame recomandabil. Clar, cantități pe mici, nu? Cantități da. Mici. Și, da, o să spună unele persoane, unt, este grăsime animală. Da, este foarte bună și grăsime animală. De ce? Pentru că conține o vitamină care nu există în produsele de tip vegetal. Este vitamina D, care o găsim doar în produsele de tip animal și mai ales în produsele grase lactate. Dar nu, să nu depășim o cantitate. Singurul produs vegetal care conține vitamina D sunt ciupercile. Deci, clar, trebuie să, iar o farfurie corespunzătoare pe zi ar trebui să conțină cel puțin așa o treime legume și produse verzi. Da? Pentru că, iar și legumele să le mâncăm cu foarte multe culori, știți? Pentru că, în primul rând, pofta de mâncare este mult mai intensă în momentul în care vizual vezi diferite culori, dar în același timp se aduc acele substanțe nutritive corespunzătoare care duc la dezvoltarea organismului corespunzător. Să nu uităm să fie proaspete. De ce? Pentru că sunt vitamine, cum sunt vitaminele hidrosolubile, care în momentul în care produsele sunt vechi sau lovite, pot să dispară din acele legume, fructe. Aici vorbesc în special de vitamina C, pentru că încă n-am terminat așa sezonul rece și vitamina C este o vitamină importantă pentru tot ce înseamnă reacția sistemului imunitar și supraviețuirea, să zicem așa, organismului în lupta împotriva microorganismelor și de asemenea, din produsele cereale, să încercăm să le alegem pe cele care conțin absolut toată structura cerealelor, pentru că în ceea ce înseamnă coaja cerealelor sunt vitaminele și substanțele nutritive care au importanță pentru organismul uman. Iar tot ce înseamnă produse rafinate, vorbesc aici de zahăr, grăsimi în cantități foarte mari, trebuie să le scădem din alimentație. Pentru că fără glucoză, da, nu putem trăi. Glucoza este singura sursă de energie pentru creier, dar putem să ne luăm glucoza din legume și fructe și să nu supraadăugăm cu tot ce înseamnă produse zaharoase sau zahăr rafinat. Da, văd din materialul pe care ne-l ați trimis că sunt mai multe date aici despre diferite boli, dar vorbim despre obezitate 2019, 4835, iar că în 2023, 4388, deci a mai scăzut numărul. Da, numai că știți poate că cum, se mai împinșura populația. Da, aici nici nu putem spune că sunt așa de multe cazuri de obezitate la nivelul județului Hunedoara, dar una este obezitatea și una este supraponderea. Deci este o limită foarte fină și este dată de indicele de masă corporală și atunci aici trebuie să lucrăm, pentru că obezitatea, după cum a spus și dumneavoastră, este mare din datele pe care sunt în comunicatul de presă, este o povară economică, nu numai datorită
a ceea ce implică tratamentul bolii și tratamentul bolilor cronice care sunt legate de obezitate, pentru că aici vorbim de diabet, zahara, de bolile cardiovasculare, de accidentele legate de bolile cardiovasculare pe care le-am precizat, adică infarct miocardic acut, accidente vasculare cardiace, dar și de apariția mult mai rapidă a osteoporozei cu apariția de leziune ale oaselor la traumatisme absolut minore. Dar partea economică înseamnă și tot ce înseamnă mobilier pentru persoanele obeze, pentru că știți foarte bine, cei care au fost în America au văzut, sunt scaune mult mai mari, mult mai grele, tocmai pentru a paturile susține, paturile sunt mult mai mari, da, tocmai pentru a susține greutatea, pentru că altfel ar avea acei agenți economici pierderi, da, datorită corect ruperii acelor obiecte de mobilier. Cam 8 minute să abordăm un pic și problema apei, da? Ziua Mondială a Apei urmează? Da, urmează. 20 martie este Ziua Mondială a Apei și, până la urmă, apa este foarte importantă pentru organismul uman. De ce? Pentru că 70% din organismul uman înseamnă apă. Embrionul are până la 90% apă, iar nou născut 80% apă. Deci, fără apă nu putem trăi. Se și spune, un organism uman nu poate trăi 4 minute fără... Aici avem cifra de aur 4 minute fără aer, fără oxigen, 4 zile fără apă și 40 de zile fără alimente, fără a mânca. Deci apa trebuie să fie apă potabilă. În decursul evoluției istoriei omenirii, definiția apei potabile a fost de foarte multe ori modificată. În acest moment, definiția înseamnă apa să fie apă pură, atât din punct de vedere microbiologic, cât și din punct de vedere fizico-chimic, nu doar ceea ce în decursul istoriei știam noi, apa să fie transparentă, să nu aibă culoare și miros. Da? De ce? Pentru că microorganismele nu se văd. Microorganismele, după cum le și spune, nu poți să le vezi decât la microscopul optic sau microscop electronic, și ele pot să ducă la îmbolnăviri grave. În decursul istoriei știm foarte bine că au existat epidemii hidrice legate de apă. Suntem în județul Hunedoara, știm bine că Iancu de Hunedoara a murit de holeră. Holera este o boală care se transmite prin apă contaminată. Și încă în lume există zone endemice. Ce înseamnă? Zone în care există cazuri de holeră continuă, cum sunt zone din Asia. Gangele este una din sursele pentru endemia de holeră la nivelul globului. Și atunci, clar, pentru acestea, noi avem la robinet apă potabilă. Da? Deci nu mai spunem că utilizăm apa care curge peste 7 pietre, ci apa care este tratată în scop potabil, care ajunge la robinet și nu ne dăm seama de importanța ei decât în momentul în care nu mai este da. Sau în momentul în care, dacă deschidem robinetul, ea va curge cu o culoare care clar ne va face să nu o consumăm. Am văzut o stație de tratare a apei. Bine, sunt mai multe și noi în județ, dar e o uzină, clar. Este clar, da. Putem așa și se cheamă, uzină de apă. Pentru că în tratarea apei, pe lângă... Deci avem captare, avem decantare, avem filtrare, avem partea de dezinfecție și de-abia după
30 de minute de la contact, cu, pentru că dezinfecția se realizează în principal cu clor. De ce? Pentru că clorul are rol atât de dezinfectant, cu un efect foarte bun atât asupra virusurilor, cât și asupra bacteriilor, cât și asupra paraziților, dar în același timp are rol și de indicator. Pentru că în momentul în care, la capătul unei rețele de apă, nu mai avem clor, înseamnă că pe acea rețea se întâmplă ceva. Poate să existe o sursă de contaminare, iar clorul dispărut înseamnă că și-a făcut efectul de dezinfecție. Deci, de asta trebuie să transmite populației, da, se utilizează clorul pentru dezinfecție, dar el are dublu rol, atât ca și dezinfectat, cât și indicator de poluare, iar... Un minut mai avem. Da, iar doza de clor trebuie respectată și este o doză care nu duce la afectarea sănătății umane. Deci fără apă nu putem să trăim. Este important să avem grijă de sursele de apă. De ce vreau să spun? Pentru că în momentul în care noi mergem în drumeții, să nu lăsăm absolut nimica în urma noastră, pentru că vedeți foarte bine, o mare problemă pentru sănătatea apei la nivel global o reprezintă și tot ce înseamnă plastic, iar microparticulele de plastic sunt descoperite acum și la nivelul peștilor oceanici. Da. Și din ce cauză? Datorită nouă oamenilor. Normal. Mulțumesc tare mult, doamna doctor, pentru informații și comentarii și să continuați. Să fim sănătoși. Să fim sănătoși, să continuați munca pe care o faceți. Da. Mulțumesc. Eu și echipa din Direcția de Sănătate Publică. Colegii, sigur. Dragi prieteni, a fost ediția de astăzi. Mulțumesc dacă ne-ați urmărit. Vă doresc o după masă frumoasă în continuare alături de Info HD. La revedere!